Imagini explozive cu primarul fugar condamnat în România, Cătălin Chereche, și imagine de supraveghere, doamnelor și domnilor, cu primarul în momentul în care își cumpăra cartele, știți bine, și-a cumpărat două cartele, și acesta este unul dintre motivele pentru care, sau unul dintre lucrurile care au ajutat la prinderea lui Cătălin Chereche în Germania. Pare destul de agitat în aceste imagini, îmbrăcat însă destul de lejer, cu un hanorac, o vestă, își schimba cartelele. După ce și-a cumpărat aceste cartele, primarul Chereche s-a dus, asta se întâmpla în Ungaria, s-a dus la o terasă, a stat puțin la terasa unui hotel, de acolo un angajat al hotelului l-a ajutat pe Cătălin Chereche să închirieze o mașină, mașina cu care urma să ajungă, iată, ulterior în Germania. Sunt imaginile momentului și imediat vedem și un interviu în exclusivitate dat de purtătorul de cuvânt al parchetului general din München. Face anunțul momentului, o să vedeți ce se întâmplă în aceste clipe cu primarul Chereche și va fi transferat la cel mai mare penitenciar de acolo. De asemenea, vine cu informații și explicații cu privire la momentul încătușării. A fost lovit, a fost dus ulterior la spital primarul. Sunt extrem de multe detalii, iar colega mea, Delia Bulgaru, le-a obținut de la procurorul din München. Iată interviul. În timpul audierii de la Curtea Municipală din München, a fost, i s-a oferit un avocat din oficiu conform legii germane. Nu vom ști, nu știm pentru moment dacă va mai avea un alt avocat, are dreptul să aibă unul. Este încă în închisoare din Augsburg, dar există planuri pentru a-l transfera într-o închisoare din München. Conform ultimele noastre informații, transferul ar urma să aibă loc în această săptămână, dar deocamdată este destul de multă zăpadă aici, așa că e posibil ca transferul să aibă loc mai târziu. De obicei, oamenii care urmează să fie extradați sunt încarcerați în München. A fost rănit în timp ce era arestat, tocmai de aceea a fost dus la spital și a fost tratat de către doctori foarte rapid. Așa că presupunem că au fost vindecate rănile. Dar da, a fost pus la pământ și este posibil ca aceste rând să fie apărut în urma faptului că a fost rântit la pământ. A fost tratat în spital, au fost două cusături pentru a închide rănile, așa că există întotdeauna un tratament medical în închisoare disponibil. Nu există nicio întrebare sau un semn de întrebare legat de asta. Bun, este anunțul procurorului din München, doamnelor și domnilor. Primarul fugar urmează, evident, să ajungă în penitenciar. Nu vrea să fie extradat în țara noastră, spune că este persecutat politic. Este filmat însă în Ungaria, în momentul în care cumpăra cartela pentru telefon. Rămânem cu aceste imagini.